Știți că de la 1 ianuarie a intrat supraimpozitarea asta cu 10% și vreau să vă spun afirmația lui Ciolacu, care este, este incredibilă. Și Ciolacu zice așa, să încurajezi să, pardon, să încurajezi să stai acasă, că ai o răceală, e dreptul tău. Să ți se dea concediu medical pentru 5 zile, dar să-ți dau și 10% în plus. Pentru că stai acasă, eu înțeleg să dau unei tinere mămici 10%, iată, populistul din Ciolacu. Mai bine dau unei tinere mămici 10% în plus. Da? Eu înțeleg să dau unui om care are această boală necruțătoare, cancerul, să aibă venituri în plus pentru medicamente, pentru deplasare. Dar dacă vreți să încurajezi să stai acasă 5 zile și să-ți dau și 10% în plus, dă el de la măsa, Ciolacu, scutirea de aceea SS, credeți-mă că nu o să o fac.